Un bărbat din anii noi, care este producător de lactate, și-a arătat astăzi într-un mod inedit nemulțumirea față de faptul că nu-și poate comercializa laptele pe teritoriul capitalei. Acesta a venit cu o dubiță în care se afla un bidon de lapte, a deschis robinetul și a lăsat laptele să se verse pe trotuarul de la intrarea clădirii primăriei municipiului Chișinău. Potrivit protestatarului, autoritățile municipale, dar și poliția, ar pune presiune pe acesta prin faptul că îi fac controale, îl amendează și interzic să-și comercializeze laptele. Amintim că acum câteva săptămâni acesta se plânsese pe Facebook că primarul interimar Ruslan Codreanu i-ar fi retras autorizația de a vinde produse lactate prin Chișinău prin intermediul dubițelor sale. În replică, primarul, la emisiunea Puterea a patra de la postul nostru de televiziune, i-a amintit acestuia că autorizația fusese provizorie, care a durat 2 ani, perioada în care ar fi putut lejer deja să-și facă un magazin și să nu vândă ambulant pe străzi. Deci, cu fermierul din anii noi, ați convenit ce? Sau i-ați spus ce? Mesajul meu a fost foarte clar și eu foarte mult sper că a fost înțeles. Primăria a ajutat pe parcursul la 2 ani prin autorizație provizorie de activitate a acestui business. În autorizație scrie foarte clar, autorizația este provizorie, ceea ce înseamnă că ea astăzi este, ea mâine poate să nu existe. Și orice agent economic care se respectă, ia credite, poate să se gândească că eu am lucrat 2 ani de zile pe autorizație provizorie, ar fi poate timpul să investesc într-un magazin frumos amenajat, să-mi promovez brandul, să încerc să-mi construiesc deja rețeaua de clienți și să găsească multe alte soluții decât să pur și simplu să stea pe autorizație provizorie făcând comerțe de pe roți. Eu nu cred că niciunul din locuitorii acestui oraș, mai ales având sute de plângeri pe gherete, pe tot ce înseamnă tonete și pe comerț stradal, își dorește să vadă pe perimetrul piețelor sau pe scoaruri sau în aia de accentul unor parcuri mașini pe roți care vând de la, de ce nu bere, de ce nu nuci, de ce nu lapte, cașcaval, orice. Deci în ce transformăm noi orașul? Eu cred că noi trebuie să privim înainte și să ne modernizăm, nu să ne întoarcem în ziua de ieri. Deci nu cedați. Noi am găsit anumite soluții și vom încerca să avem o discuție cu administratorii de piețe, de pieți care sunt, în primul rând piața centrală, pentru că avem întreprinderea municipală piața centrală, să mergem în întâmpinarea agentului economic, în întâmpinarea mai departe, pentru că 2 ani de zile noi am ajutat. Vom încerca și mai departe, dar și agentul economic, eu i-am comunicat foarte clar, trebuie să vină și cu alte abordări în care să încerce să investească și în alt fel de a face business.